Invitat este domnul Dorin Chirtoacă, primarul orașului Chișinău, capitala Republicii Moldova, astăzi la 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Bună seara, domnule Chirtoacă, bun venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. De când n-ați mai fost într-un studio de televiziune? Dar nu ca invitat, ca realizator, ca redactor de emisiune de televiziune. Din 2003. Perioada surprize. Da, din 2003, februarie. De perioada aia, putem vorbi de un sistem democratic? În măsura în care... Vorbim despre o schimbare în municipiul Chișinău începând cu luna iunie. Evident că avem un anumit nivel de democrație, pentru că altfel nu ar fi putut. Schimbul acesta economic. Da, gigacaloria. Vin în momentul de față. Da, este, dar vin în momentul de față investitori din România în Republica Moldova? Au interes și au fost la primărie, am avut întâlniri, nu pot să spun exact câte și de câte ori pe săptămână, dar periodic investitori din România și din nu numai din Europa în general, și de peste ocean, vin cu interes pentru a investi la Chișinău. Și investesc? Este o procedură care durează. Ce durează? Că mie mi-au povestit oameni de afaceri din România că se izbesc de tot soiul de piedici, de la, sigur, obținerea unor avize și așa mai departe, asta se întâmplă și în România, dar nu au siguranța că în momentul în care dezvoltă acolo o afacere, se duce și pe termen lung. Atunci să venim cu câteva argumente. Vă rog. Sunt două companii de telefonie mobilă care s-au dezvoltat bine în toți anii de când sunt la Chișinău. Acestea sunt multinaționale. Da. Acum mai sunt altele două care au venit. În ceea ce privește primăria, acum cine are o problemă, oricând, poate avea un recurs direct la primar. Și am lichidat tot ce a însemnat restanțe până în prezent. Cu primarul Chișinăului, domnul Dorin Chirtoacă. Domnule Chirtoacă, să ne lămuriți un pic în legătură cu domnul Voronin, că dânsul este o mare enigmă pentru românii în momentul de față. În decembrie anul trecut, domnul Voronin a acuzat România că, intrând în Uniunea Europeană, a început să nutrească visul reunificării. Dar acest lucru nu se va întâmpla, tuna la vremea respectivă domnul Voronin, invocând cei 650 de ani de statalitate moldovenească. Acum câteva zile, cred, la televiziunea NIT, nu o cunosc, dar înțeleg că e patronată de fiul domnului Voronin, de Oleg, domnul președinte Voronin spunea că Moldova trebuie să aibă relații bune cu România și că trebuie să uităm toate neînțelegerile din trecut. De unde vine balansul ăsta pe care îl face domnul Voronin, când la stânga, când la dreapta, când ton dur, când ton împăciuitor față de România? De la alegeri vine. Toate de la alegeri se trag. Adică, alegeri când sunt în Republica Moldova? La anul pe vremea asta. Mai un an de zile s-a intrat. Ce încearcă domnul Voronin să obțină atunci? Păi trebuie să te adresezi un public cât mai larg. Mm-hmm. Să încerci să colectezi voturi de peste tot. Există mulți cetățeni ai Republicii Moldova care să-și dorească o apropiere mai mare de România, că dacă ne luăm după ce spunea domnul Voronin și zicea așa, în 2004, la recensământul din 2004, doar 2,4% dintre cei intervievați s-au declarat de etnie română. Și ceilalți? Da? Și ceilalți, nu știu, vor fi declarat că sunt... Da. Iar domnul Băsescu zice, nu, cele 4,5 milioane, cred că sunt, da, locuitorii Republicii Moldova, cam 4,5 milioane, toți sunt români. Deci vă întreb, din cele 4,5 milioane s-a constituit o mișcare puternică de apropiere față de România? Există? Cu recensământul. Și la mine acasă când au venit, m-au întrebat primat nume, prenume, câți ani am, ce limbă vorbesc și la naționalitate, în momentul în care am spus că vorbesc limba română, oricum au încercat să scrie moldovean. Și doar pentru că am corectat și am spus nume, scrieți român, au făcut lucrul ăsta. Dar se făcea automat și inclusiv cei care au comandat acest recensământ au susținut organismele internaționale, Consiliul Europei, au recunoscut că nu s-a respectat acest drept al cetățeanului de a-și afirma identitatea. Ori, indiferent până la urmă ce nu ar fi scris în acel recensământ, moldovenii sunt români, la fel cum și dobrogenii sunt români, cum și ardelenii sunt români, pentru că moldovean înseamnă o denumire geografică, român este are un conținut etnic. După logica domnului Voronin, nu e așa. N-au zis, spune, este logica teoriei de care am vorbit, dânsul cunoaște foarte bine despre ce este vorba, sunt absolut convins. Legat de mișcare. Dar prinde teoria asta a domnului Voronin acolo, Republica Moldova? Că deocamdată e președinte, comuniștii sunt la putere, a prins probabil o perioadă.
A fost un subiect care a fost speculat în viața politică de la Chișinău și a fost aruncat în discuție tot de structurile sovietice, care au avut nevoie de lipsă de stabilitate pentru a putea promova ceea ce au promovat în acești 18 ani. Da, de vă întrebam mai devreme dacă există o mișcare puternică. Vă răspund. Circa 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova vor cetățenia română. Dar nu toți, pentru că se identifică ca fiind români. Parte din ei, poate chiar cei mai mulți, vor cetățenia română pentru a avea pașaportul românesc și a putea călători liber în Uniunea Europeană. Pentru a deveni cetățenii Uniunii Europene, da. Însă sunt convins că în momentul în care România se integra în Uniunea Europeană, nu toți cetățenii români știau exact ce înseamnă să fii european. La fel cum poate nici eu nu știu acum ce înseamnă întru totul să fii european. Asta a spus la întrebare. Fiecare, și știți că eu sunt insistent. E așa. Mare influența Rusiei, Federației Ruse. Au pârghii energetice, au pârghii economice și le-au aplicat. Există o influență substanțială mai mare decât a altor state, dar asta nu înseamnă că nu putem să facem față situației. Sau nu trebuie să ne propunem să facem față situației. Părerea mea că a fost mai mare la început, în anii 90, și a scăzut treptat. Sau poate să scadă. Depinde dacă vrem noi acest lucru sau nu. Da, sună destul de frumos. Pe de altă parte, dacă vorbim tocmai despre pârghiile economice despre care povesteați mai devreme, gaz și așa mai departe. Dar ce domnul Lucescu, să mă plâng aici că vine Rusia mare și tare și nu ne lasă să trăim? Nu ne lasă să ne dezvoltăm? N-aș vrea să vă plângeți, într-adevăr, n-aș vrea să vă plângeți. E datoria oricărui om care s-a implicat în treburile publice într-un stat să facă față situației și oricare ar fi realitatea cât de dură, așa, să promoveze ceea ce trebuie până la capăt. Mie îmi place cum sună ce spuneți noastră acum, însă la întâlnirea de astăzi pe care ați avut-o cu președintele Traian Băsescu, da, când v-a întrebat, stați că încercam să găsesc exact pasajul, da, ca întotdeauna e mai greu, v-a întrebat cum merge treaba la Chișinău. Da. Și citesc de memorie acum până găsește exact pasajul, i-a spus ceva la modul că ar fi bine dacă nu ne-ar fi blocată din punct de vedere financiar în momentul de față orice fel de acțiune. Sau suntem aproape blocați din punct de vedere financiar. Da, și s-a pus sechestru pe contul primăriei înainte de Revelion. S-a mai pus sechestru, s-a mai încercat să se pună sechestru pe transportul public din municipiul Chișinău. Dar asta nu înseamnă că avem vreo emoție din acest punct de vedere. Asta înseamnă că ne confruntăm cu un sistem care nu înțelege să joace după reguli democratice, ci după alte reguli, care de mult aparțin trecutului. Și dacă este să deschid o paranteză legat de coalițiile din trecut, problema este că la noi a avut loc un amestec dintre nomenclatura sovietică comunistă și cei care au dorit să promoveze democrația. Se spune că avem un partid comunist la Chișinău și restul democratice care, vezi, domne, nu se înțeleg între ele. Eu merg mai departe și mă uit la conținut. Avem, din punctul meu de vedere, mai multe partide comuniste, dintre care unul are denumirea de partid comunist, restul au denumiri democratice și care reprezintă cu toții așchii ale fostului PCUS. Pe de altă parte, avem partide democratice care nu toate sunt active, deci dintre care doar o parte sunt active, și nu au, dacă doriți, aceeași forță financiară și așa mai departe, ca și partidele care vin din fosta nomenclatură sovietică comunistă. Înseamnă că mai e mult până departe, cum zice așa o vorbă în România. Nu aduce ziua cât aduce ceasul. Este așa o vorbă, nu? Uh-huh. Cât e salariul mediu în Republica Moldova în momentul de față? Cam 100 de euro. 2000 de lei, mai mult, poate un pic de 100 de euro. Mediu, dar nu cred că problema e salariul mediu. Nu, era... E vorba de salariul minim, care este 500 de lei la un paznic, șofer, în primărie, vă spun. 500 de lei ce înseamnă? Un milion românești. Un milion românești? Da, un vechi, 100 de roni, da? Uh-huh. Da. Mulțumesc pentru participarea la confruntarea 100% de astăzi. Și la finalul acestei confruntări vă propun să primiți din partea mea și a tuturor celor pe care îi reprezint, a tuturor, eu sper, cetățenilor Republicii Moldova, din partea tuturor celor care se gândesc la viitor, această fotografie a sfatului țării la 1918, la 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România.